Salutare, oameni buni! Astăzi facem și noi o mică filmare. Revenim după ce am făcut o altă filmare și astăzi vă vom prezenta. Vorbesc la plural, dar poate cineva este interesat. Ia să vedem ce avem noi aici. Într-o stupină sunt și multe probleme. Și cum e de așteptat, și în această stupină avem probleme și probleme. Ce trebuie să înțelegem este că ce problemă avem aici sau am avut. Deocamdată avem până nu se rezolvă. O colonie a rămas fără matcă. De fapt am trei astfel de colonii care au rămas fără matcă. Și acum ce facem? În momentul în care am rămas fără matcă, am făcut în felul următor. Am folosit o diafragmă cu sită antivaroa. Iar acum o să o îndepărtez. În partea aceasta avem matca, iar în partea dreaptă, în partea stângă, cum vă uitați dumneavoastră, avem albina fără matcă. Și acum, la 6 zile după ce a fost această izolare, această matcă nu a avut, să spunem așa, contact cu exteriorul. Acum, după ce vom da drumul la aceasta, cele două colonii se vor uni. O să îndepărtez un pic ramele, le îndepărtăm și acum vom scoate diafragma cu sita antivaroa. Ce trebuie urmărit este ca să nu găsim boci. Să nu găsim boci pe ramele care au fost fără matcă. În schimb, ele au miere, chiar suficient. Aici deja au început să-și tragă boci pe, să spunem așa, pe păstură. Dar nu acum erau începute, ci înainte să le aducem matca. De ce rămân aceste colonii fără mărci? Sunt mai multe variabile. Una dintre probleme s-ar putea să fie accidentare în momentul în care manipulăm ramele. Este dimineață și avem o cantitate destul de bună de albină. Eram la pragul de bezmeticire aceasta, dar acum zic eu că o să fie bine. Ce ne interesează este și cantitatea de păstură. Avem aici o cantitate foarte, foarte bună de păstură. Tot ce trebuie acum e să accepte pămătcuța, fiindcă resurse pentru puiet o să aibă.
Știm cu toții că în această perioadă păstura este foarte eficientă și este foarte necesară într-o colonie de albine. E chiar mai importantă decât mierea. Cu cât avem mai multă păstură în cuib, cu atât albinele pentru iernat vor fi mai bine pregătite pentru acest lucru. Probabil ați văzut în social media, ați văzut probabil că mulți deja dau proteina albinei. Această proteină are loc ca și pentru folosirea corpului gras, pentru a dezvolta corpul gras albin în perioada următoare. Cu acest corp gras albina va ierna și va crește prima generație de puiet în primăvară. Pare un pic ciudat, fiindcă suntem la sfârșitul lunii iulie și vorbim deja de primăvară, fiindcă albina are, să spunem așa, un ciclu de viață de vreo 45 de zile în timpul verii, iar în timpul iernii 6 luni. Acest ciclu începe în august. Ciclul de viața albinei pentru ierna. Deci avem păstură suficientă. La estimarea mea 4-5 kg. Bun, am verificat colonia care nu a avut, să spunem așa, matcă. Acum voi verifica un pic și ramele care au fost aduse pentru unificare. Dacă nu, cumva a dispărut matca între timp, fiindcă se pot întâmpla tot felul de situații. Ceea ce observ eu prima dată este că nu avem boci. Înseamnă că matca este prezentă și putem da drumul la grilă. Pentru mine e suficient să ridic această ramă. Iar acum vom scoate acea grilă de unificare. O să vă arăt în ce constă grila de unificare. Puteți face și dumneavoastră foarte simplu. Iată, în asta constă grila de unificare. Și acum am să vă explic cum, care e diferența. Sau ea funcționează ca orice, ca o cușcă, mai bine zis. Albina din partea aceasta este cea cu matcă, iar albina din partea aceasta este cea fără matcă. Și cum se face unificarea? Ea se face prin schimbul de feromoni între matca din partea stângă, dreaptă, cum vedeți dumneavoastră, și partea dreaptă, stângă, cum vedeți dumneavoastră. Deci aceste albine au comunicat între ele timp de 6 zile. Nu mai facem mare lucru, scuturăm aceste albinuțe. Vom folosi grila și în altă parte. Vom băga această ramă care este neutră, adică nu are nici puiet, nici miere, este o ramă neutră, care totuși va mai ține un pic de siguranță, să spun așa, pentru matcă. Un timp până
până totul va decurge normal. Și acum, timp de încă 6 zile, nu o să le mai deranjăm. Avem o ramă și în partea aceasta, o ducem și pe ea în colonie. Iată așa. Și aceasta este o ramă neutră. Le zic rame neutre la cele rame care vor fi scoase la un moment dat. Sunt folosite doar pentru a umple lada. În această perioadă doar pentru a umple lada. Bun, cam asta este unificarea. Fiindcă nu a avut acces afară, Albina a cărat toată mizeria în spate aici. Mizeria Albine care au murit între timp, fiindcă Albine mor din cauze naturale. Nu vor trăi ele mult, fiindcă ciclul e de 45 de zile, ele la 45 de zile vor muri. Și dacă mai sunt și bolnave, vor muri și mai repede. Bolnave în ce sens? Bolnave în sensul că pot fi înțepate de păduci, pot avea nosemă, diferiți virus pe care eu îi tratez cu uleiuri esențiale, vedeți aici. Este o diferență destul de mare odată ce folosim uleiurile esențiale. Bun. Să vedem cum procedăm aici. Punem un podișor din acesta cu sită. Dăm drumul la ulei. E foarte simplu, funcționează, fiindcă are la bază 3-4 găuri, prin care Albina introduce trompa și o să-și retragă de acolo siropul acela cu uleiuri esențiale. Cam atâta la această colonie. Mai avem încă două, o să vă prezint a treia colonie peste vreo două zile. După acolo unificarea se face tot printr-o sită, dar un pic diferit. Aici unificarea s-a făcut prin această grilă. Avem folii. Peste două zile venim și cu siropul. Punem tot la 4 zile. Cât timp dăm uleiurile esențiale? Tot sezonul se dau aceste uleiuri esențiale. În funcție de cum aveți posibilitate. Bine, cam atâta pentru ziua de azi. Până data viitoare, numai bine. Probabil ne vom vedea și mâine.